Azi e ziua lui Șef Scărlătescu și nu se putea să nu-i spunem tocmai noi la mulți ani și să vedem cum petrece, cu cine și mai ales ce mănâncă. Alături de el este Cristina Șeulean. Cristina, bună ziua! Ia spune-ne cu ce v-a cinstit Cătălin. Bună ziua, Laura! Încă nu ne-a cinstit cu nimic, dar urmează să ne cinstească. În schimb, ne-a primit pe plajă. Bună ziua, Cătălin, și la mulți ani! Bună după amiază! Da, bună după... sau dimineața, cum e? Cum vreți voi, e doar cum vreți voi. Spune-mi, te rog, ce faci tu astăzi de ziua ta? Băi, în primul rând sunt supărat că nu sunt la fel de tânăr ca frumosul și incredibilul meu coleg Florin Dumitrescu. Să am și eu 29 de ani, uite că am 46. M-a lovit în cap la 40. Păi el a lovit la 20. De sunt gelos pe Florin Dumitrescu. Să știe toată națiunea că sunt gelos pe Dumitrescu. Glumesc. Nu, astăzi, uite, montez cule. Așa, spune-ne ce se va întâmpla, pentru că în seara aceasta va avea loc o mare petrecere de ziua ta, chiar aici pe plajă. Nu e mare, nu e o petrecere mică, o petrecere privată. E ziua mea și mi-am invitat... Deja, Cristina, hai, taman când să ne spune Șef Scărlătescu ce invitați va avea, câți invitați va avea, ce vor mânca, dacă și el va mânca. Sunt curioasă, se va abține, mai e la dietă, nu mai e, va mânca tort... Să ne dea toate detaliile. Da, bun găsit din nou, Laura. Colegii mei vor să știe ce invitați vei avea. Tocmai ce spunea când s-a întrerupt, că va avea în jur de 500 de invitați, nu-i așa? Nu am glumit, mă, sunt 487. 487, printre care se numără cine? Așa, un nume, două. Cătălin Scărlătescu. Așa, genial. Cătălin Scărlătescu. Așa. Toți vor fi Scărlătescu în seara asta. Vine și Dumitrescu. Vine și Ștefan Stan. Bodo ne cântă, Dan Helciune cântă, Vanda ne mixează. Toată lumea, totul se va întâmpla pe plajă. Spuneai că veți mânca altceva decât scoici, anume. Păi nu, ajunge cu scoicile, că i-am înnebunit pe ăștia cu scoici. Acum, în seara asta, le dau burgări și am un coleg, am un nou coleg în echipa mea, am băgat un mexican. Deci se lasă cu mâncare mexicană. Tacos, da? Tacos. Tu vei mânca? Sunt curioși. Da, bineînțeles, păi uite, poți să burtamare, așa să... Și asta și în alte zile mai mănânci? Cum ai slăbit? Ce faci? Nu știu cum am slăbit, întrebați-o pe Gina. Sunați-o pe Gina Pistol. E adevărat că mănânci o singură roșie pe zi? Nu, mănânc două, dacă sunt mai mici. Am înțeles. Înseamnă că astăzi vei face excepție de la regulă, da? Azi nu e cu mâncare, azi e cu dans, cu muzică, cu îmbrățișat. La 4 dimineața o să ne cânte Proconsul Cerul, când se ridică soarele din apă. Cam asta e. Bineînțeles că Șef Scărlătescu petrece deja de câteva ore, nu? Aici pe plajă. De vreo 3 zile, nu? A, de vreo 3 zile. Vreo 3 zile, da. Pe mine vă rog frumos să mă scuzați că sunt în halul ăsta de euforii, dar de ziua mea e de la începutul lunii. Așa trebuie să fie. Scena asta este specială, plasată pentru... Cristina, ziua ta? Da, păi cum, că nu era aici. Da, Laura, te ascultăm. L-am invitat pe Bodo să cânte și a zis: băi, dacă n-am scenă, nu cânt. Păi nu spun eu scenă, mă, tată. Am găsit o scenă. Cum să fie așa petrecerea? Ascultăm, Laura. La mulți ani, Cătălin, bună, la mulți ani din partea întregii echipe. Fără ce? S-a spus și Cristina. Mulțumim. Fără ce n-am zis, fără ce, stai așa. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Cătălin, ne-ai spus câțiva dintre invitații care vor fi alături de tine, dintre prietenii tăi. Apoi ai pomenit de Gina. Dar e pe lista invitațiilor, va fi și ea prezentă, că acolo mi s-a făcut un declic. Aoleu, nu știu dacă, nu știu, să-i fac ceva sau să nu-i fac ceva în seara asta lui Gina. Nu știu. Păi, vine? Deci vine, da? Vine, sigur. Păi dacă nu vine... Nelipsită. Aoleu, atât îi trebuie să nu vină. Gina, dacă nu vii, să te duci la altă emisiune. Aoleu! La ei, să te duci ispită. Să te duci ispită, o trimis pe insula iubirii. N-are cum să nu vină, nu. Păi culmea, am reușit să-l mut pe Florin Dumitrescu de acasă cu 2 copii, vine cu nevasta și nu vine Gina, Dumnezeule mare. Dar ai ceva astăzi cu Florin Dumitrescu? Trebuie să vină Gina, obligatoriu. Ai ceva cu el azi, ți s-a pus pata pe el. Bă, dacă vă spun ce, păi... a fost la mare, acum vreo 2 săptămâni, o săptămână, și m-am dus la el, am stat pe plajă. Și uitându-mă la copiii lui, așa, am zis: băi, nene, vreau și eu copii. Nu cred. Ba da. Așa că țineți minte ce vă spun, mă apuc de treabă. Deci, din cauza lui Dumitrescu, mă apuc de copii. Oficial, în exclusivitate, Cristina, Cătălin. Poftim? Oficial și în exclusivitate ai anunțat. Da, mamă, oficial și în exclusivitate. Ba, apuc de vă copii. Nu știu cu cine, trebuie să caut mame acum. Laura, eu mai stau aici până diseară când vom intra și la Răida Bun, direct de la petrecere. Așa că o să-l ajut să-i căutăm o mămică. Să mă ajut să fac. Aoleu, aoleu! Da. Dragii mei, fiți atenți. Am auzit de un nebun. Vă povestesc una. Mai avem timp? Mai avem, nu, de ziua asta mai avem. Glonț. Fii atent, îți spun una bună. La un moment dat un prieten de-al meu îmi spune, bă, tu știi pe unul Floyd Mayweather? E unul, un boxer. Dacă vă uitați la ăla pe Facebook, omul e foarte mișto. Face petreceri și spune așa. Fetele de 21 de ani plus, care au chef de distracție, uite, ușa e deschisă, eu în fiecare zi fac distracție. Așa că eu vă spun așa, în direct. Fetelor peste 21 de ani singure, care vreți distracție, vă îmbrăcați în marinar, vă aștept la distracție în seara asta, cu e așa lungă, până dimineața, până la 7 ne distrăm. Doar mare, fete. Mare petrecere, cu băieți. Siguranță. Asta e una dintre dorințele tale de ziua ta, da? Mulțumim tare mult, la mulți ani încă o dată, petrecere frumoasă, vă mulțumesc, așa cum spunea și Cristina. Vedem cum petreceți.